Salariilor se rușine. Să vă interviu dumneavoastră, să spuneți că nu aveți bani să le dați. Dacă domnul Toma v-a zis că la ora 4 se dau banii, da? Da. Probabil că așa are o informație. Câte ceasul, frate? Dumneata ești mai mare ca domnul Toma. Domnul Toma e... Domnul Răzvan, dumneata ești mai mare ca domnul Toma. Dumneata trebuie să știi de salariu, nu domnul Toma. Răzvan, știi ce a zis domnul Toma? Să nu ne ducem la ITM, pentru că e mama ta acolo și dă toate probleme. Eu. Așa. Asta ne-a venit. Nu e. De cum să fie vrăjeală dacă așa a spus domnul Toma? Suntem pe 17 și noi nu luăm bani. Deci nu ne-am luat bani, nu avem ce mânca. Noi n-am avut provizii, n-avem provizii. De ce ne-a zis domnul Toma? Noi nu ne luăm după domnul Toma, că domnul Toma nu știe. Am fost la primărie, primăria a spus că a virat banii. Dumneata ești mai mare ca domnul Toma. Păi și cererea de unde eu? E că nu știm. Unde e? Păi cerere, păi ce fac? Pe fata să ne dea salariu, lasă ce e lei, că vorbești cu șeful de... Domnul șef, așa. Deci mi se dă bani până la urmă, că n-avem ce să mi se dă astăzi banii, că mai n-avem ce bani, că n-avem ce să lucrăm. Ok, puțină liniște, vă rog. Este un protest, ca să-i lămurim și pe cei care se uită la noi, este un protest al unor angajați ai Rosal. Aflați acum în fața sediului din Ploiești, au fost inițial în fața primăriei. Oamenii spun că nu și-au luat banii, nu e prima oară când se întâmplă. E o lună, da? Jumătate de când nu luăm salarii. Acum aveți o lună și jumătate de întârziere, da? Când nu luăm salarii. Bun. Ultima oară, pe rând, calm. Ultima oară când s-a întâmplat să nu luați banii? Din luna februarie nu luăm. Pe luna februarie nu s-a dat niciun ban. Din februarie. Și acum a venit și vine lichidarea. Bun. Problema gunoiului a apărut că s-a rezolvat la un moment dat în Ploiești, că s-a strâns, știți că se strânsese rămâns de gunoaie. Au început să apară din nou. De ce anume? Pentru că nu se mai muncește. Nu muncește lumea pentru că nu au... Nu sunt plătiți. Păi cine mai trage inima să muncească dacă nu sunt plătiți? Nu mai are unde să ducă gunoiul, că este. N-a plătit la rampă. Bun, și ce v-au spus șefii de la Rosal, unul dintre ei, numai puțin, o secundă, numai puțin, pe rând. Unul dintre ei a fost acum aici, ce v-a spus? Că e posibil să luați banii azi după ora 4? Da, după ora 4. Ne-a vorbit foarte urât. După ce că nu ne dă banii, ne vorbește urât, ne ia la mișto. Ați mai primit promisiuni până acum și nu s-au respectat? Foarte multe. Fata care minte. Deci, minte. Și în cazul în care nu primiți banii astăzi, ce aveți de gând? Nu muncim, că nu ne plătim, nu avem ce mânca. Stăm acasă. N-au copiii noștri ce mânca. Toată lumea se aprovizionează, noi nu avem nimic în casă. Nu mai merg copiii la școală, stau tot timpul acasă, nu avem ce să le dăm. Nu avem, efectiv nu ne plătește. Bun. O să revenim, sperăm noi, și cu un punct de vedere din partea reprezentanților societății Rosal. Dacă îmi permiteți, acum vorbesc, eu v-am ascultat. O să revenim cu un punct de vedere din partea reprezentanților Rosal în cazul în care vor binevoi să exprime unul și vom afla dacă oamenii și-au luat banii. Dacă nu, așa cum probabil deja ați observat, în Ploiești sunt din nou probleme cu gunoiul. Nu se mai ridică la timp, s-au format deja grămezi de gunoaie în zona rampelor și nu numai, și pe stradă, pe lângă stâlpi. Facem un apel totodată și la oameni, la bun simț. Însă trebuie să înțelegeți că, v-am rugat să nu mai vorbiți acum, trebuie să înțelegeți că trebuie să ducem gunoiul la rampă, nu să-l lăsăm la întâmplare pe stradă. Revenim cu detalii ceva mai târziu.